Doamne ajută, părinte! Părinte, Doamne ajută! Doamne ajută! Ce faceți, părinte? Păi ce să fac, arăturile de primăvară, doamnă? Arături de primăvară, că e pământul ăsta, vremea este minunată și am arat și asta toamnă și acum merge mult mai ușor. Merge foarte bine. Ce se întâmplă? Să știți că am fost odată la cineva în casă, la un parastas. Am făcut tot ceea ce se cuvenea, ce mi-era mie în datorie. Și după aceea, doi dintre dânsii au început să vorbească. Măi, Marian, tu unde mai faci, mă, fitness? Păi la sala cu tare. Dar tu, mă, Dorile, unde faci fitness? Păi la sala. Dar ce aparate aveți acolo? Păi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Și atunci am zis, să știți că mi-am făcut și o sală de fitness. Și m-au întrebat dânsii așa cam ironic, așa ca pe urmă să mă ia în râs pe mine. Dar unde aveți, părinte, sală de fitness? Păi, nașa mea are un pământ pe la țară, pe acolo o casă și mă duc cu drag și muncesc. Și, da, ce aparate? Vă duc gratuit, vă întorc gratuit, transportul e gratuit, masa e gratuită, mâncăm sub nuc, e acolo în spatele dumneavoastră, apă din fântână, cum a lăsat Dumnezeu, minunat. Părinte, dar ce aparate aveți? Păi uitați, e fitness cu motosoapa, precum se vede, fitness cu târnăcopul, fitness cu furca, fitness cu grebla, fitness cu motocositoare. Părinte, dragii mei, strămoșii noștri, bunicii și străbunicii, nu se duceau la sală de fitness, plantau cartofi. Ia uitați-o cum plantează cartofi acolo, uitați cum muncește, ia uitați-o, da? Și cartofi de ea bio. Bunicii mei, Dumnezeu să-i odihnească în pace, plecau la secerat, fiindcă nu existau cu mine gloria. Și își punea bunicul peste o cămașă de aia de ei sărănească, își punea un brâu roșu și avea secera la mână. Și vă zicea fitness cu secerea de dimineața până seara, decurgea apele după el. Și bunica mea, de la 3:30 se scula să gătească, își punea un oblamnic, spunea pe cap ceva așa, și peste asta punea coșul cu mâncare. Și kilometri întregi mergea până la câmp să ne aducă nouă mâncare acolo. Făcea fitness cu coșul cu mâncare în cap. Dragii mei, ia câte Dumnezeu a zis cu sudarea fruncii tale să-ți câștigi pâinea. De ce spune asta? Că acolo la sală mai plătești și bani și miroase urât a transpirație. Dar aici munca asta e cu folos, cu bucurie. Bucuria vine din jertfă, jertfa muncii. Munca e izvor de sănătate. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Amin. Amin, părinte.